doresc să folosesc pereți exterior cărămidă Cimacon Evo Ceramic 44VB cu vată bazaltică la interior. Credeți că este suficient decât o cărămidă 30 plus 15? Nu, nu este suficient. E un studiu pe care l-am făcut și eu, aplicat pe această cărămidă, din două motive. Unul, cărămida în sine sau blocul ceramic cu vată, dacă îl privești ca o singură piesă, e ok. Dar într-o astfel de structură de cărămidă ai nevoie de o structură de beton armat, care înseamnă stâlp de cel puțin 30 cm grosime, care la rândul lor trebuie termoizolați. Apoi, această cărămidă trebuie lipită cu un adeziv foarte subțire, care să nu creeze punți termice și să nu te prindă ploaia pe șantier. Pentru că dacă te-a prins ploaia pe șantier, este ca și cum ai avea niște cizme de gumă, în care ai niște șosete de lână, în care ți intră apa și apa stă în acea cizmă. Și anume, din experiența practică de până acum, în momentul în care pe o astfel de cărămidă, în timpul șantierului plouă, apa se adună și stă în vată și nu mai iese de acolo. Și ce se întâmplă când ți este geaca udă sau termoizația udă? Ți este foarte frig. Așa că este mult mai sănătos să faci o casă cu cărămidă normală, bloc ceramic normal, de 25-30 cm grosime și să pui 15 cm de termoizație peste.